Bună seara, doamnelor, bună seara, domnilor, sunt Marius Constantinescu. Până la ora 20 și 30 de minute, TVR Cultural vă oferă intrare liberă, astăzi pornind de la un alt eveniment care ține afișul vieții culturale în aceste zile, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi. Este pentru noi un prilej de a vorbi despre o zonă a creației muzicale mai puțin explorată, cea contemporană. Ce ar trebui să știm despre ea? De ce nu este suficient ascultată, înțeleasă și, în final, iubită? Ne e frică de muzica nouă? Câteva răspunsuri de la invitații noștri de astăzi. Ei sunt Sabina Ulubeanu, compozitoare. Bună seara, Bună Sabina! Bună seara și mă bucur foarte mult să fiu alături de tine. Mulțumesc! Monica Isăcescu-Lup, muzicolog și realizatoare de emisiuni la Radio România Muzical. Bine ai venit, Monica! Bine v-am regăsit și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare plăcere! Ion Bogdan Ștefănescu, flautist și compozitor. Bună seara! Bună seara! Și Dan Dediu, compozitor și director artistic al Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi. Bună seara! Bună seara! Ne e frică de muzica nouă? Întrebare de deschidere firește, Sabina. Vouă nu. Nouă celorlalți. Vă este poate puțin frică, dar cred că această frică începe să se diminueze în ultima vreme, pentru că din ce în ce mai mulți interpreți cu programe consacrate de muzică clasică introduc în recitalul lor și câteva lucrări de muzică contemporană. Și au observat ei că publicul reacționează foarte bine dacă sunt doar câteva astfel de lucrări și cu multă curiozitate și interes. Asta ar fi unul dintre micile aspecte despre care aș putea să vorbesc. Să vedem ce spun și... Da, da, da. Nu, hai să vedem în general, domnule Dediu, când auziți obiecții sau rețineri vis-a-vis de creația muzicală contemporană, ele pe ce se bazează în primul rând? Pe lucrările proaste. Pentru că orice muzică avem și lucrări bune și lucrări proaste. Eu cred în gustul publicului. Publicul are un gust infailibil. E, nu știu, o rămășiță a timpurilor magice sau știu eu ceva de genul ăsta, pentru că un interpret dăruit reușește întotdeauna să atragă, indiferent de ce muzică cântă. Deci e foarte important să ai acest vehicul de comunicare cu publicul, care este interpretul. Este esențial. Noi vorbim de muzica nouă și noi suntem compozitori, dar fără ei, noi nu existăm. Deci, de fapt, ceea ce facem noi, noi generăm ceva și ei sunt în primul plan și cumva redimensionează ce am scris, ce am gândit, ce am simțit noi, filtrează prin propriul suflet, propria tehnică, propriul creier și dau mai departe. Lanțul ăsta este foarte important. Nu suntem numai noi compozitorii care scriem undeva într-un apartament de bloc, ca să nu zic tur de fiddleș, publicul. Publicul are nevoie de interpreți și noi avem nevoie de interpreți. Acest triunghi trebuie să funcționeze. Și din această cauză aș spune că muzica nouă nu trebuie înțeleasă în bloc. Nu se poate generaliza. Există școli de compoziție. O muzică din România poate sună cu totul altfel decât o muzică din Marea Britanie, care sună cu totul altfel decât o muzică din Extrem Orient, contemporană. Ori, cred că aceste embleme și peceți stilistice sunt foarte importante. Muzica nouă nu e toată la fel, cum nici muzica veche nu este toată la fel. Și din această cauză, cred că acest festival, care, iată, supraviețuiește de 32 de ediții, la anul va împlini vârsta hristică, spune ceva și despre perioada post-revoluționară din România și spune ceva despre noi, pentru că noi ne-am schimbat. Nu mai este muzica nouă de azi, nu mai e muzica de acum 30 ceva de ani. Când a fost... ea e nouă. Dar ea e nouă. Exact. Exact. Da. Da. Interpretul. Îl avem aici alături de noi, acest vehicul între compozitor și public și cel care, în bună măsură, cumva stabilește destinul viitor al unei compoziții inedite. Cum simte interpretul
când muzica pe care o are încredințată este una care are șanse să pătrundă și în afectul publicului? Pentru interpret, să știți, muzica contemporană este cea mai bună ofertă pe care o poate primi pentru a se arăta publicului, pentru că îți oferă o putere de o imagine atât de și sofisticată și plină de sensuri pe care le descoperi odată ce începi să aprofundezi lucrarea și până la urmă cumva îți ridică la plasă. Dacă ai intuiție, dacă ai talent și dacă ai știință muzicală, reușești într-adevăr să creezi o lume atât de spectaculoasă și timbral și tehnic, încât interpretarea ta nu poate să nu-și lase amprenta asupra publicului. Dar trebuie această condiție, să iubești muzica contemporană, s-o poți digera, decanta, de fapt, prin sensibilitatea ta pentru a reda, practic, imaginea complexă pe care compozitorul o încriptează în acea pagină de muzică. Deci, cred eu că acest tip de muzică nu este o muzică pentru toată lumea. Muzica contemporană nu produce șlagăre de masă. Produce șlagăre pentru cei inițiați, dar pentru publicul larg, nu. Amintați de, adică ați început această emisiune cu ideea de frică sau de reticență a publicului în general față de acest tip de muzică. Ori frica întotdeauna apare din necunoaștere. Necunoscutul produce acest sentiment în ființa umană. Ori acest limbaj trebuie asumat în timp. Ori dacă în școli nu mai există ore de muzică sau ele sunt superficial tratate și copiii joacă fotbal în loc să atingă și zona aceasta sensibilă. Și nu numai muzică, arte plastice, arta teatrală, totul ar trebui cumva asimilat încă de pe băncile școlii. Practic, noi și părinții au vină și școala, pentru că elimină din preocupările copilului ideea de frumos. Discuția despre educație este una foarte lungă, amplă. Noi am mai avut-o de-a lungul timpului aici la TVR Cultural și, în mod cert, o vom mai avea. Discuția despre educația muzicală este și ea una spinoasă. Ați spus mai devreme o sintagmă: s-o digere. Cred că de foarte multe ori, în legătură cu muzica nouă, contemporană, auzim această etichetare că este indigestă, că este greu de asimilat, că este greu de primit și greu de metabolizat. Monica, la nivel de public, de-a lungul timpului, cred că te-ai tot lovit de asemenea stereotipuri. S-au mai schimbat cumva lucrurile în ultima vreme? Eu cred că această temere de care vorbeai este legată strict de riscul pe care un spectator și-l asumă atunci când alege să meargă la un concert de muzică în contemporană, în detrimentul, să spunem, unui concert de muzică clasică. Așa cum spunea Forrest Gump, este ca o cutie cu ciocolată, da, pe care nu știi ce vei găsi înăuntru, chiar dacă, să zicem, pe afiș sunt nume consacrate ale muzicii contemporane. Dacă lucrările se cântă într-o primă audiție, pot să-ți placă sau pot să nu-ți placă. Deci îți asumi un risc odată ce ajungi într-o sală în care se cântă muzică contemporană. Sigur că există și modalități de a diminua acest risc. S-au făcut multe analize de-a lungul timpului în privința percepției muzicii contemporane. De exemplu, în anii 70, un sociolog francez, Pierre Bourdieu, vorbea despre faptul că spectatorul a rămas undeva ancorat în trecut, iar diferența de percepție între felul în care gândim muzica veche versus muzica nouă este una destul de mare. Așa că
faptul că creatorii în secolul 20 au legat strict ideea de progres în artă cu aceea de ruptură și că întotdeauna au venit cu noutăți, au făcut ca acest decalaj între percepție și creație să se mențină. Iată că sunt riscuri, sunt temeri pe care, evident, spectatorul și le asumă, însă există, după cum spuneam, și o serie de modalități de a contracara acest lucru și poate vom mai discuta. Sigur. Ce vreau să mai spun este că noi, chiar și acum, iată, după un secol de muzică netonală, suntem în continuare înconjurați de surse de muzică tonală. Cred că muzica este singura artă care își face concurență sieși. În sensul că muzica veche concurează permanent noua muzică și... Când spui muzică veche, te gândești muzică la... Muzică tonală. Okay. La muzică tonală. Un teoretician american despre care... am tot vorbit, Alan Forte, care a elaborat o întreagă teorie bazată pe muzica netonală, spunea că avem nevoie de filtre, și când e vorba de muzică tonală și când este vorba de muzică netonală. Monica, numai o secundă, pentru privitorii noștri, noi știm despre ce este vorba, dar îți propun să explicăm sumar diferența între cele două, muzica tonală și muzica netonală. Bun, este acel sistem elaborat încă de la Bach și care a mers, eu știu, până în muzica post-romantică, exact, cu care suntem obișnuiți. Deci atunci când ascultăm Mozart, Beethoven și muzică romantică, avem de-a face cu acest sistem tonal, iar revoluția care s-a produs odată cu cea de-a doua școală, sigur, vieneză, renunțarea la tonalism, ne-a dus în această situație de a ne fi mai greu să înțelegem ce se întâmplă. Iar aceste filtre despre care Alan Forte vorbea ar trebui create încă din primii ani, din copilărie. Trebuie să fim supuși audițiilor atât de muzică tonală cât și de muzică netonală pentru a putea să facem mai departe față audițiilor de acest tip. Bun, avem, cred, și câteva imagini din concertul de deschidere al Săptămânii Internaționale a Muzicii Noi de anul acesta. Le vedem, le și însoțim cu partea sonoră, firește, și revenim la discuție imediat. Concertul pentru clarinet de Aurel Stroie, da, solist Emil Bișănescu, așa s-a deschis Săptămâna Internațională a Muzicii Noi anul acesta. Vorbeam înainte de acest interludiu muzical despre tonal, netonal, în contextul mai larg al expunerii categoriilor de public la muzică. Eu cred că la noi discuția vis-a-vis de receptarea muzicii culte, să-i spunem așa, că deja nu mai putem să vorbim de muzică clasică, da? Vorbim de muzica cultă, este ea însăși o chestiune perpetu reactivată. Cumva este o categorie muzicală, această muzică cultă, mai degrabă vitregită, inclusiv la nivel de educație. În această mare categorie a muzicii culte, dacă ne concentrăm pe muzica nouă, contemporană, o vedem în mod cert cea mai oropsită dintre toate. Întrebarea este, în condițiile în care oricum ducem niște eforturi pentru a expune noi categorii de public la Bach, Mozart, Beethoven, romantici și un pic de post-romantici, ce șanse mai are muzica de astăzi să se strecoare printre preocupările acestor generații de public pe care încercăm să le activăm? Sabina. E foarte interesant pentru că există o categorie de public din tânăra generație care este foarte atrasă de noutate, dar nu de noutatea muzicii
culte contemporane, așa cum apare ea în sălile de concert. Acești tineri sunt atrași de o manieră mai pentru ei mai fresh și mai actuală de a lucra cu materialul sonor. Este vorba de instalații cu sound, este vorba despre soundscapes, plimbări sonore, da, compoziții muzicale extraordinar de bine făcute, care nu sunt scrise pentru un instrument sau pentru o orchestră, ci sunt pur și simplu sunete înregistrate, sunete prelucrate la computer, unele dintre ele sunete din viața de zi cu zi, plimbări, se organizează aceste soundscapes, plimbări în orașe, și în toate aceste sunete se pot crea compoziții foarte interesante, care apoi sunt integrate în creații multimedia foarte importante, care atrag foarte mult acest gen de public tânăr atras de tehnologie. Apoi mai este un aspect. În ultima vreme, preocupările compozitorilor nu se mai reduc doar la a scrie o lucrare și a fi cântată, care este, pentru mine, încă rămâne o formă supremă de artă. Eu mă revendic din acest establishment, ca să-i spunem așa, dar, pe de altă parte, există această dorință de a intra un pic mai profund în viața de zi cu zi, niște preocupări antropologice foarte interesante și foarte vibrante, tot felul de cooperări transnaționale în care se îmbină mai multe genuri de muzică, dar nu la modul de a le aduce împreună, ci pur și simplu se fac cercetări în anumite zone și apoi creațiile respective conțin film documentar, diverse alte instalații multimedia, momente de improvizație, momente de compoziție scrisă. Este un soi de melanj care ajută publicul să nu se mai sperie, pentru că se regăsește, de pildă, un public care e un fan al filmelor documentare, va veni la o astfel de manifestare, la un astfel de performance care conține mult documentar, dar între timp va asculta și improvizație sau muzică scrisă, și atunci cumva lucrurile astea se asimilează altfel, devin mult mai naturale și mult mai ușor de acceptat. Toate aceste sunete care par ciudate, ce se întâmplă, de unde vine acest scârțâit, cumva în momentul în care sunt introduse într-o creație foarte umană și foarte centrată pe umanitate, am observat, cel puțin din experiența mea, că sunt foarte bine primite. Vorbim așadar de însoțirea muzicii și de către alte componente care să stimuleze, nu știu, da, simțul vizual, să stimuleze afectul pe mai multe căi decât cea eminamente audio. Domnule Dediu, vorbeați mai devreme de diferența pe care o face, până la urmă, calitatea muzicii. A spus muzica bună și muzica proastă. În cazul muzicii noi, cine stabilește că ea este proastă? Acum, sigur că sunt, ca și în cazul muzicii vechi, mai multe instanțe de validare. Așa. Noi, în principiu, fiecare dintre noi ascultăm muzica la persoana întâi. Noi suntem cei care ascultă muzica, care urmărim muzica, dacă putem să o urmărim, și urmărind-o, sesizăm anumite mișcări în cadrul ei. Deci, un prim răspuns la întrebare este că fiecare dintre noi putem să ne dăm seama dacă muzica ne spune ceva, dacă putem să o urmărim, cât timp putem să o urmărim, că și asta e o discuție, dacă respectiva muzică îmi ține atenția trează. Dacă mă face să mă gândesc la altceva, deja e o problemă. Și aici nu vorbiți din punct de vedere al expertului, al insiderului, ci pur și simplu al ascultătorului. Da. Exact. Nici măcar meloman, ascultător, nu, pur și un simplu. Un ascultător. Okay. La fel ca la un talk show. Dacă cineva are un conținut de idei care te face să te uiți mai departe, sau este o gargară și nu înțelegi nimic și ai schimbat postul. Da. Deci asta ar fi o primă instanță de validare, sinele propriu. Ar mai fi o altă instanță de validare, specialiștii. Că, slavă Domnului, sunt și aici vorbim de critica muzicală, vorbim de discuțiile în rândul specialiștilor. Și, bineînțeles, o a treia instanță de validare este timpul.
peste 20 de ani, ce mai spune, sau peste 40 de ani, cum a fost acest absolut formidabil concert de clarinet de Aurel Stroie, scris în 1974 și iată, reluat după aproape 50 de ani. Da? Apropo de timp, în ce granițe temporale putem să cantonăm muzica nouă, astfel încât să vorbim în continuare de muzică nouă? Avem un concert din 1974. E o chestiune care ține de perioada în care a fost compusă această muzică sau de o identitate inuce a ei, care o face să fie cumva nouă, indiferent de trecerea... Conceptul ca atare a fost forjat în anii 50, în Germania și a... Vă întrerup, avem chiar o compoziție a dumneavoastră acum pe fundal. Frumos, cu regretatul Camil Marinescu, da. Și Filarmonica din București. Deci ce vreau să spun este că... Nu mai țin minte. Vorbeați de concept. Conceptul care transcende timpul. Conceptul de muzică nouă, noie muzică, a fost forjat în anii 50 în Germania de către criticii muzicali de acolo și a denumit muzica de după 1945. Sigur că noi îi spunem mai degrabă muzică contemporană în România, pe filieră franceză. Da. Dar acum s-a schimbat, a fost și o discuție la înființarea festivalului nostru, dacă îi spunem nouă sau contemporană. Și până la urmă s-a optat pentru Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, pentru că este muzică de o anumită factură. Și aici s-au aruncat multe idei. Vorbea Sabina de improvizație, de apetența publicului tânăr pentru o combinație de arte, într-adevăr. Există în contemporanitate și o diferență foarte clară între muzică nouă, new music, și sound art. Uh-huh. Sound art este deja altceva, artă sonoră, în care poți să incorporezi și zgomote și tot felul de experimente și tot felul de sampleruri, înregistrezi cu telefonul și după aia redai, suprapui, pui și așa mai departe. Deci ai nevoie de tehnologie, poți să faci muzică direct pe telefonul mobil. Și ai și un public pentru chestia asta. Deci diversitatea asta o arătăm noi în săptămâna. Și intră acest new music intră în Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, în care găsim incorporarea acestor elemente. Avem un subconcept care se intitulează Matrix și care adună astfel de manifestări. Rămânând la această legătură bun, prost, valid în timp și invalidat atât de timp cât și de public, puteți să cântați muzică nouă care nu vă place? Da. Da? Da. Și chiar îmi place să fac lucrul ăsta. Deci vă place să cântați muzica aceea care nu vă place? Da, este un exercițiu extraordinar pentru un interpret să... te apropii, pentru că trebuie să găsești până la urmă soluții să devină muzica ta într-un fel, pentru că vedeți, în muzica aceasta contemporană, interpretul întotdeauna are șansa să devină părtaș la creație. Poate aduce prin forța lui interpretativă poate da sensuri unei compoziții pe care poate chiar nici compozitorul nu le-a gândit în clipa aceea. Și atunci sentimentul ăsta că și tu contribui... Chiar aduce sugestii. Da. Asta e ce aud... Da, auziți bine. Pastoralele. Exact. Și sunetul ăsta, de exemplu, îmi aparține. Eu îi l-am propus lui Stroie timbralitatea asta, sunet de flaut cu vocea mea și i-a plăcut foarte mult și așa a rămas piesa. Deci, în clipa în care e un exercițiu fantastic pe care eu îl fac zilnic, spre exemplu, cu studenții mei, care intră la clasa mea în primul an de studiu cu mine și este evident că n-au ascultat niciodată muzică contemporană, n-au cântat niciodată. E, cum îi apropii?
de așa ceva și le dau câte o lucrare, se sperie, primul reflex e să zică că nu se poate, pentru că nu înțeleg nimic, da. Se uită camâța în calendar, e un alt limbaj, e o altă tehnică de cântat, până și o asumă, durează, nu? Și le dau, să știți, educația asta se face în paralel cu școala, adică eu le dau lucruri să citească, scriitori importanți și îi conving spunându-le că e păcat totuși într-o viață să nu ajungi la nivelul la care poți să citești și Joyce și Kafka și să te bucuri. De ce să citești numai Flaubert sau Stendhal sau, adică rămâi la un anumit nivel? Să știți că lucrul ăsta se întâmplă cu oameni care fac performanțe în alte domenii artistice, stau de vorbă cu pictori, cu scriitori, care la nivel muzical sunt în zona de muzică barocă, asta le place să asculte, în atelierul lor și o muzică care le însuflețește lor imaginația, nu? De ce? Pentru că nu s-au dus mai departe cu aprofundarea în domeniul muzicii și sunt obișnuiți într-o anumită zonă de confort. Și atunci... Vă întrerup o secundă, pentru că e posibil, ați spus zona de confort, e posibil ca cineva, eu joc întotdeauna rolul avocatului diavolului aici, e posibil să vă spună cineva, dar nu vreau să am o stare inconfortabilă, eu vreau să-mi păstrez confortul și de-aia ascult, nu știu, Rameau și Lully și Charpentier. Mi-aduc aminte de trebuie să o spun, asta e o poantă foarte haioasă a lui Gheorghe Dinică, la cârciumă stătea, era singur la masă, a bătut așa și a venit lăutarul lângă el și a zis, maestre, să vă cânt ceva, să vă bine dispun. Și el s-a uitat așa și a zis, na, cântăm ceva de nervi. Știi? Adică, după părerea mea, artistul nu prea trebuie să stea într-o stare de confort niciodată. Trebuie să fie tot timpul stârnit. Dar apropierea asta de mai ales de un lucru care poate la început se pare opac, îți provoacă așa o distanță. Trebuie să... Aici intervine arta interpretului. Să te apropii de acel text și să-i dai sens și să creezi o poveste în cadrul acelei muzici care să devină credibilă pentru public. Da, pot să fiu mincinos, dar ăsta sunt un actor. Eu îmbrac o grămadă de costume și de măști pe parcursul unei piese de 7 minute, de 5, de 8, spre deosebire de un actor care își aprofundează rolul și personajul până în cele mai mici detalii, eu trebuie să fac asta cu o mulțime de personaje, pentru că muzica asta conține o poveste și chiar dacă e o poveste în care, pe care, de exemplu, nu o cred sau eu poate trebuie să joc un criminal și nu-mi place, dar trebuie să o fac cu atâta credință încât lumea să intre în povestea mea. Și ăsta e meritul interpretului și, până la urmă, satisfacția. Când vezi, auzi aplauzele sau vine lumea și îți spune, domne, ce piesă extraordinară, în care tu poate de la bun început n-ai crezut, da. Atunci este, practic, rezultatul a ceea ce ai întreprins tu. Și asta e fantastic. Dacă mai îmi dați un minut... Bă, și mai multe. Avem... Că tot am vrut să intervin. Asta e bine. Zău, avem timp, așa, la indiscreție. Mă gândeam în timp ce vorbeați, foarte, foarte important, cum să zic, obsesia asta, până la urmă, că muzica contemporană sau muzica cultă în general nu are atât de mulți adepți, dar nici nu trebuie să fie așa. Noi nu trebuie să jinduim după un public de muzică rock. Firește, nu jinduim după un public de stadion. Dar eu zic că dacă sunt ceva mai mulți decât sunt, nu e rău. Noi trebuie să ne gândim așa. Cum a început povestea muzicii culte, nu? Erau saloane intime, erau anumit procentaj de lume care avea acces la această muzică. La început era elita, erau puțini, erau saloanele princiare în care muzica
exact. Se auzea, nu? Deci această intimitate, după părerea mea, nu trebuie pierdută. Noi acum trăim o dramă, pentru că din nevoia de afacere, sările s-au mărit enorm. E foarte greu să cânți o muzică intimă. Eu am cântat Donatoni, Fili Donatoni, este o piesă, cred că e cea mai grea piesă pe care am cântat-o în viața mea, Piccolo, cu Donatoni în sală, la o sală în America, la Kramer Center, de 3.000 de locuri. Dumnezeu, a fost un supliciu. Au fost, cred că 2.000 de oameni au fost. Pentru că era sărbătoare Donatoni. L-au sărbătorit în America. Și eu am rămas trăznit, mi s-au tăiat picioarele când am intrat. Eu eram obișnuit din România cu sălile mici și cu puțină lume și într-o sală mică. Și acolo am văzut puhoira de lume, mi s-a părut ceva incredibil. Sigur că erau foarte mulți, au venit, adică majoritatea au venit pentru Donatoni. Erau foarte mulți și curioși, pentru că în America e simplu să aduci public, fiindcă e public care contribuie la bunul mers al sării respective. Ei dau bani și sunt trecuți în program. Și 20 de dolari, dacă el donează pe lună, exact, e trecut în program. Și vrea să-și vadă investiția. Sigur. Și au venit la Donatoni. E, cum cânti? Cum cânti Dan Dediu, piesele lui solo, să zicem, Naufragii? Au o anumită intimitate. Doina Rotaru, la săli atât de mari. Nu? Sigur, acustica e foarte bună, dar totuși există o anumită sensibilitate pe care o putem avea așa, adică ne putem bucura de ea într-un cadru totuși restrâns și nu de izbucnire de asta, de scătușare de forțe, când toată lumea strigă că a intrat pe scenă Ștefan Bănică, gata, toată lumea... Auzi, mă amintesc, aveai un recital în sala Ateneului și cântam pianissimo, ceva așa, era singur pe scenă, lumea era, nu s-auzea nici musca. Și de afară, din piață, din piață, ce? S-auzeau niște bași de rock. Asta și la festivalul ăsta. Da. Exact. Și mi s-a părut, mi s-a părut așa, nu știu, chiar un episod dramatic. Intimitatea de aici din Ateneu cu un alt tip de confluență a artelor și a mediilor sonore. Pentru că vorbea Ion Bogdan Ștefănescu de intrarea în poveste, Monica, radioul rămâne în continuare un vector important pentru a-i face pe oameni să intre în povestea muzicii contemporane? Categoric, este o modalitate pe care o avem practic toți la îndemână sau ar trebui să o avem pentru a intra în acest univers, inclusiv al muzicii contemporane. Vorbeam despre accesul la cultură și știm cu toții că peisajul cultural este destul de inegal, dacă este să ne gândim din punct de vedere geografic. Nu avem instituții muzicale peste tot, zona urbană este întotdeauna privilegiată. Apoi, accesul la cultură este condiționat și de educație, de competențele culturale pe care le avem și totodată de veniturile pe care spectatorul potențial le are. O radio este un mijloc democratic de a răspândi cultura, de aceea cred că trebuie sprijinit mult mai mult în acest sens. Bugetul care îi se acordă aceste instituții ar trebui să fie pe măsură, pentru că formează, într-o oarecare măsură, publicul pentru muzică și, evident, publicul pentru muzică contemporană. Există la radioul public Radio România Muzical tronsoane dedicate muzicii contemporane, absolut necesare și, bineînțeles, că sunt întotdeauna în emisiunile obișnuite de tip playlist și asemenea propuneri, care cred că fac foarte bine și cumva, dacă vorbeam de peisaje sonore, cred că omul contemporan are nevoie de schimbări rapide de peisaje sonore. Tot ceea ce ne înconjoară ne arată că așa se întâmplă. Așa că muzica contemporană și are rolul ei foarte bine stabilit și foarte necesar în acest peisaj general al muzicii savante. Am înțeles. Sabina, eu cred foarte mult în îndrăgostire și în îndrăgostirea fulgerătoare, în coup de foudre, da? Și cred că momentul în care ai un coup de foudre cu Requiemul lui Mozart sau cu simfoniile lui Mahler sau cu Simfonia Fantastică a lui Berlioz sau cu Boema lui Puccini, vei fi
E bine, nu? Am ales bine? Vei fi acolo, în jumătatea de teren a muzicii, îi spunem în continuare culte, pentru tot restul vieții. Pe de altă parte, avem în cazul muzicii noi, mi se pare mie, un alt tip de îndrăgostire, o îndrăgostire metodică, programatică, poate chiar o îndrăgostire cu agendă, o îndrăgostire care exclude această revelație fulgerătoare și care presupune împrietenirea care duce până la urmă la acest parteneriat. Întrebarea mea este, un asemenea tip de abordare în etape, mai întâi puțin, apoi ceva mai mult, ceva mai bine înțeles, are șanse să fie la fel de durabilă precum o pasiune fulgerătoare, cum este cea descrisă de mine mai devreme? Eu cred că există și cazuri în care se întâmplă pasiunea fulgerătoare și cu muzica contemporană. În cazul meu, știu sigur că s-a întâmplat că în clasa a 10-a, parcă eram, am fost la, prima dată am fost la Simene. Așa. Și era acolo un program, Sinfonia a 4-a de Olah, Giocosa cu semnul întrebării. Să știi că ascultăm acum o compoziție, o compoziție a ta. Heroes cu Quartetul Arcadia. Arcadia, da. Da. Și pentru mine a fost absolut, m-a bulversat acel moment. Deci a fost un moment de răscruce în care mi-am pus problema dacă eu aș putea vreodată să fac așa ceva. Deci cumva a contribuit foarte mult la alegerea... Și asta se întâmpla în momentul în care educația ta muzicală era una... Era una clasică. Okay. Este adevărat că prima dată când am fost la Ateneu în clasa întâi, am ascultat selecțiuni din suita Mihai Viteazu de Olah și pentru mine era ceva nou, dar acum... Noi știm că este o muzică de film tonală, exact. Foarte bună, foarte dramaturgie, spectaculoasă, așa este, da. O dramaturgie excepțională, sigur. Dar este o muzică foarte accesibilă oricui. E adevărat. Da. Este și motivul pentru care o vedem de multe ori, mai ales în ultimii ani, inclusă în fragmente, în concerte, așa, mozaic. Da. Dar, într-adevăr, această îndrăgostire metodică, cred că s-a întâmplat în anii mult huliți, când filarmonicile programau o lucrare contemporană absolut obligatoriu și majoritatea interpreților de muzică clasică făceau recitaluri întregi. Țin minte cum povestea Alex Tomescu, nu aveam voie să mă ating de borcanele lui tata, care erau pline de cuie și de tot felul de lucruri pentru concertele lui de muzică contemporană. Așa. Care se țineau la sala mică a palatului și în care își prepara pianul și era un expert al muzicii contemporane, deși el a fost mai mult cunoscut ca pianist acompaniator de geniu, aș putea spune. Nu, aici trebuie să-i aducem un omagiu, pentru că a făcut extraordinar de mult Adrian Tomescu pentru muzica contemporană în anii 70. Țin minte că eu eram școlar la Brăila și mă duceam, eram 3 oameni sau 4 oameni, duminica venea din oraș în oraș și făcea, cânta Stockhausen, cânta... Lucrurile astea nu se mai știu, dar într-adevăr a fost un promotor extraordinar. Absolut fabulos. Și aș putea să mai spun un lucru în sensul acesta, cu foarte mulți interpreți din generația mea cu care am vorbit, am auzit această frază. În momentul în care am început să cânt muzică contemporană, am reușit să cânt mult mai bine Mozart, Beethoven Categorii. Și Brahms. Deci, cumva, această expunere ajută să înțelegi mult mai bine niște lucruri absolut fenomenale care se întâmplă și în muzica clasică și pe care receptorul obișnuit nici nu trebuie să le recunoască, pentru că nu e treaba lui. Da. Treaba lui este să aibă un sentiment și să... Fie că acest sentiment e de neliniște sau de angoasă, sau pentru că poți avea un sentiment de angoasă la Beethoven foarte ușor. Nu ceea este... ce nu e rău până e la urmă. Foarte e bine. Foarte bine atâta vreme foarte cât bine. Ai un sentiment, el să fie autentic. Trebuie să nu dacă pleci la intens... fel cum ai venit da. Din sala de concert. Cam asta este. Deci, iar această îndrăgostire metodică odată se poate face cumva și prin curajul directorilor de filarmonici și al curatorilor de a nu renunța la muzică contemporană și de a avea imaginație și de a comanda lucrări, chiar dacă ele sunt scurte, să zicem, o lucrare de 12 minute, nu contează. E ideea de a ieși din zona safe, din zona căldicică, din zona în care știi sigur că s-a vândut biletul. Biletul se va vinde dacă ai un solist cunoscut și o lucrare celebră. Poate chiar și un nume de compozitor și care are rezonanță sau așa, semnificativă. Sau așa, absolut. Sau așa, dar eu sunt și pentru încurajarea celor mai tineri, bineînțeles, cu portofoliul de rigoare. Da.
Și, deci asta este o metodă. Apoi există altă metodă prin care, am spus și la început, sunt turnee întregi de muzică clasică în care interpreții adaugă și o lucrare contemporană. Au făcut asta Alexandru Pomescu, Matei Achimescu, ei fac asta foarte des. Ce fac ei este că și explică un pic ce se întâmplă. Răzvan Popovici la Sonorul, la fel. Ei explică un pic ce se întâmplă cu această lucrare, de unde vine, ce a vrut compozitorul. Uneori, dacă compozitorul este prezent, este rugat să spună câteva cuvinte. În acest fel se creează o conexiune între public și lucrare. E foarte tentant să le dai rețete. Eu nu prea sunt neapărat pentru a le da rețete, dar uneori e necesar. O contextualizare. O contextualizare este necesară și atunci publicul nu mai este speriat și poate asimila mult mai repede. Iar ceea ce privește educația, a existat în vremea când Muzeul Enescu nu era în reparație. Da. A existat o serie de workshop-uri pentru copii în care au fost invitați și interpreți și compozitori, chiar și eu am ținut două astfel de workshop-uri, în care e atât de ușor pe copii să-i faci să improvizeze, să-i faci să asculte, să-i faci să creeze sunet din nimic, sunt tot felul de mici instrumente, tot felul de tuburi care sună fiecare în alt fel, îi faci să-și asculte sunetul de la unul la celălalt, să-și răspundă, e o joacă, da? Le dai tot felul de repere și așa nu se mai sperie. Sunetul pentru ei, sound art-ul, de la asta, practic cu asta lucrează, cu ideea de sunet. Există și o mare... Da, și se așează pe ureche proaspătă, da, o ureche nepervertită. Exact, nepregătită. Sunt copii de clasa 1-a, 2-a, care cântă cu mare plăcere Microcosmos de Bartok. Ei neștiind că asta e ceva mai nou pe care ar trebui să-l înțeleg la 17 ani. Nu, dimpotrivă. Pentru că sunt, de fapt, lucrurile spuse în aceeași manieră ca în muzica clasică, doar că limbajul sonor în loc să fie... Asta mi se pare o idee foarte sănătoasă, să ajungi la muzica nouă prin intermediul ascultătorilor noi, mult mai inocenți și mult mai deschiși ca atare. Înainte de a vorbi despre Utopia, tema de anul acesta, explicați-mi, vă rog, acel categoric pe care l-ați spus. În ce fel vă ajută muzica nouă să îi cântați mai bine pe Mozart, pe Bach, pe Beethoven? În primul rând, faptul că muzica nouă îți antrenează toate simțurile și imaginația implicit, când te întorci la o muzică clasică, începi să-i observi tot felul de cotloane, de dedesubturi pe care la anumite vârste n-aveai cum să le percepi, să le observi. Nu aveai poate cultura necesară, nu aveai experiența necesară și nici tehnica. Tehnica asta contemporană e atât de maleabilă, de inventivă, de jucăușă, încât îți antrenează nu numai simțurile și mușchii, absolut toate reflexele și reacționezi la un impuls de muzică clasică cu totul altfel. Mi-aduc aminte, acum când vorbeați de lucrurile astea, mă gândeam la ultimul spectacol pe care l-am realizat cu tatăl meu, Visător la Steaua Singurătății, unde el făcea o paralelă splendidă între temele esențiale din lirica lui Eminescu și cele ale lui Nichita Stănescu. Și spunea la un moment dat publicului și se auzea așa rumoare că este evident că Eminescu l-a influențat pe Nichita Stănescu, dar și reciproca e valabilă. Și toată lumea un pic era așa ca o lovitură. Cum dumne să fie așa ceva? Și el imediat venea cu explicația, zice, pentru că în clipa în care l-ai citit pe Nichita Stănescu și cunoști ce a scris Nichita Stănescu, cu totul altfel îl citești pe Eminescu după aceea. Deci același lucru se întâmplă și cu muzica contemporană. Când cânți, eu cânt muzică contemporană de la 14 ani. Iubesc muzica contemporană și în special școala românească de compoziție. Mi se pare spectaculoasă de-a dreptul și spun asta în cunoștință de cauză, pentru că am cântat enorm de multă muzică din toate zonele acestei lumi și cea asiatică îmi place foarte mult. Atunci m-am obișnuit cu sistemul ăsta și de gândire și de inovație continuă și de
ce îți face muzica contemporană, de fapt, ca, dacă tu ești interpret? Te face să devii curios, te face să observi detaliile, chiar și cele mai ascunse. Deci e ca un, dacă vreți, un roman al lui Umberto Eco, unde cu cât ești mai erudit, cu atâta îți place mai mult ceea ce citești. Deci, curiozitatea asta trebuie tot timpul alimentată și stârnită în cel care se apropie de muzică. Am cântat cu Trio Contraste, dar nu mi-aduc în clipa asta aminte numele școlii. În Germania am rămas trăznit copii de la vârsta de 5-6 ani care începeau studiul muzicii cu muzică contemporană, nu cu muzică clasică. Tocmai în ideea că această muzică îți dă posibilitatea să te joci cu instrumentele și să poți să faci ce vrei. Poți să faci muzică cu instrumente de ustensile de bucătărie, cu tot felul de lucruri. Nimic nu e greșit. Nimic nu e greșit. Ca și în jazz, cumva, unde greșeala este speculată imediat. Sigur. Și îți dezvolui un nou univers. Da, transformat într-o scânteie. Da, într-un avantaj. Așa se întâmplă și aici. Pentru că noi am rămas trăzniți, ne-au rugat profesoarele care organizaseră acest concert și ne-au neprimiseră, neapărat să le vorbim copiilor, să le explicăm, să le spunem povestea din spatele piesei. Păi am zis, dom'le, dar noi cântăm niște lucrări atât de sofisticate, complicate pentru niște copii. Am întrebat ce... Păi ce sunt din clasa 1 până în clasa 12? O sală de 700-800 de locuri plină ochi. Nu mi-a venit să cred. Într-o liniște desăvârșită, ca un public de concert. Au fost urale, am dat bisuri. Și atunci am întrebat de ce se întâmplă. Ei nu ne-au prevenit, nu ne-au spus. Da. Și ne-au zis că asta fac. Ei cu asta au început și asta iubesc cel mai mult. Muzica contemporană. Deci este exact invers. Și eu țin minte în sistemul meu creat așa de-a lungul vremii ăsta de predat pedagogic. Am zis, domnule, am pornit de la o poveste pe care Dan mi-a spus-o despre fiul său, Eugen, pe care l-au dus cu ei tot timpul la concerte, de când s-a născut până la vârsta de 5 ani, n-aveau cu cine să-l lase și atunci îl luau la concertele de muzică contemporană. Copilul ce a ascultat? Tot felul de muzici atonale, netemperate, zgomote transformate în muzică, deci imaginația lui era extraordinară. Nu mai știu, citeau povești, altfel percepi balaurul și zâna și drama dacă asculți o muzică contemporană și te obișnuiești cu ea, nu? Deci copilul ăsta probabil că în imaginația lui se întâmplau tot felul de lucruri și a venit și momentul să-l pună să studieze la pian, să învețe pian. Și când a apăsat pe pian și totul era tonaj, s-a speriat copilul. Aia nu era... Da. Acordajul nu era bun, era fals. Tonal înseamnă fals, de fapt, dacă ai o ureche perfectă. Și am zis, dom'le, dar uite ce greșeală facem noi. De ce învăț eu copilul când vine la instrument, primul lucru, să cânte gama do major? Și după aia do diez major îi se pare îngrozitor de greu. Ia învață-l do diez major și pune-l la 14 ani să cânte în do major. Și ia să vezi ce greu îi se pare să cânte pe clape albe. Poate că și asta e o cale de schimbare a modului în care se face... E una dintre cele mai grele game. Mă gândesc că și asta poate să fie o cale prin care se poate schimba modul în care se face educație muzicală. Noi toți ne gândim la educație muzicală făcută în mod canonic, începând cu Vivaldi, 1500 și așa. Și cronologic, da. Poate că e interesant să o luăm de astăzi și să ne îndreptăm către alalte. Se mai întâmplă ceva cu interpreții. Muzica contemporană este, cum zice și domnul Dediu, nu? Întotdeauna se produce o radicalizare a limbajului. În momentul în care studiezi o partitură de muzică contemporană, dacă nu ți este foarte clar ce idee are compozitorul și cum se întâmplă mersul ideilor acolo, nu o poți cânta. Și atunci când te întorci la un Mozart, la un Brahms, imediat observi absolut toate dezvoltările, toate modulațiile. E mult mai simplu și o înțelegi, te uiți la ea, ai înțeles-o. Foarte clar. Dar mai e un avantaj al interpretului. Acum îmi dau seama. Extraordinar cu muzica contemporană. Dom'le, tu ca interpret ai șansa uriașă
Să întâlnești compozitorul, să discuți cu el. Asta e cu totul altceva, fabulos. Și voiam să ajungem și la acest pentru că oamenii ăștia întotdeauna au fost evident, colaborarea interpret-compozitor. Da. Cu gândirea. Înainte însă de a merge acolo, vreau să ne uităm puțin la ediția de anul acesta, da. Utopia. Sună da. Foarte interesant, are niște secțiuni care toate deschid universuri în sine. Ulisse, Gulliver, Nirvana, Matrix. Da. Deci cum se alcătuiește această... Sunt niște, cum am spus, niște concepte care au pornit de la ideea că acest festival e un loc al binelui, așa l-am gândit, după atâtea nenorociri prin care am trecut, da. Ca să zic așa, pandemie, război și așa mai departe și probabil că vor mai urma și altele, criză. Aici este un loc în care să-ți fie bine, ca să zic așa. Și cum să-ți fie bine? În cele patru direcții în care putem să plasăm fenomenul muzical, că despre fenomenul muzical da. În actualitate vorbim. Și atunci am direcționat. Muzica este o călătorie. Da, Ulisse e călătorul, e pripeagul. Muzica este o poveste. Gulliver se întâlnește cu tot felul de civilizații diferite și spune povestea asta. Muzica e în același timp și tehnologie. Nu numai electronică, ci și vioara și pianul, tot tehnologie. Că nu le găsim în natură. Da. Dar muzica este și căutarea sinelui. Cum am spus, noi suntem personajele principale ale ascultării muzicii. Și atunci am inventat această utopie, Nirvana. Și evident că niciun concert în sine nu va fi pur încadrabil într-o da. Singură direcție. Numai că vor exista accente. Accente diferite și atunci am reușit să cumva să cuprindem cele 18 concerte ale festivalului în aceste patru categorii. Sigur, nu la în mod egal. Sunt 6 în Ulisse, 6 în Gulliver, 3 în Nirvana și 3 în Matrix. Matrix. Dar cumva știți ce se întâmplă? Muzica actuală supraviețuiește și prin discursul despre ea. Ca și arta contemporană. Nu mai poți să o dezlipești de discursul despre ea. Și noi în această cărticică avem prezentările compozitorilor. Ei își prezintă lucrările, citim despre ce au intenționat să facă, ce spun ei prin muzica lor, ce spun ei că spun. Evident că... Dar avem acest document. Despre Aurel Stroie, avem prezentarea lui Aurel Stroie. Despre, știu eu, alții, la fel. Ori, e important, e un document care rămâne. Peste ani și ani vom avea acest lichid amniotic care este textul despre muzică. Ori, despre aceste concerte se va scrie. Vor veni alții și vor scrie, vor vorbi despre ele. Se va valida sau nu se va valida peste ani și ani. Vorba cântecului. Exact. Vom vedea ce va supraviețui, dar este foarte important și mă bucur că Ionuț a atins acest subiect al muzicii românești. E foarte important noi să motivăm compozitorii români să scrie în continuare. Pentru că avem o tradiție seculară, ba chiar mai bine, de compoziție profesionistă în România. Și e important să o ducem mai departe. Mai pentru ales că ajuns... în da. Actualitate avem niște tineri și la București, și la Cluj, și la Iași, excepțional. Tocmai pentru că ați ajuns aici, dat fiindcă de multă vreme păstoriți și Forumul Compozitorilor, partea Festivalului Internațional George Enescu, unde ne aflăm la nivel de școală componistică, într-o geografie a acestei discipline europene, să spunem? Păi, eu cred că ne aflăm într-un eșalon fruntaș, aș putea spune, să învață și meserie, adică să știi să scrii pentru instrumente, da. Pentru orchestră, pentru voci și așa mai departe. Fiecare compozitor are un profil aparte. N-aș putea vorbi chiar de o școală, pentru că într-o școală, într-un fel, vezi zonele da, de influență. Da, cumva școala e ceva dar, care uniformizează. Exact, da. Exact. Dar avem personalități foarte bine definite, stiluri foarte bine definite și foarte diverse. Și n-aș putea să găsesc așa un anumit accent. Uh-huh.
poate că în anii 70 aș fi putut vorbi de compoziția bazată pe moduri, pe scări sonore generabile. Dar acum e o libertate, ca să zic așa, care provine și din perioada globalizării, nu? Și care face bine, eu zic că face foarte bine. Dacă stăm și trasăm așa o axă între ușurătate și greutate și o altă axă între tinerețe și maturitate, vom vedea că avem cam toate genurile. Avem și tinerețe și ușurătate în zona muzicii rock-pop și așa mai departe. Avem și maturitate și greutate în zona muzicii de operă, știu eu, teatru experimental, muzical și... Deci avem cam tot spectrul și eu cred că e foarte bine, pentru că avem muzică pentru toate gusturile și, repet, avem interpreți pentru toate genurile de muzică, ceea ce este foarte, foarte important și e bine să avem grijă de ei. Apropo de muzică pentru toate gusturile, Monica, vreau să îndulcim, să aducem poate un element în plus prietenos în această discuție despre muzica nouă, muzica contemporană, întrebându-te dacă despre un subgen, o subdiviziune a muzicii noi, care este muzica de film, putem să vorbim în această paradigmă a muzicii contemporane. Categoric, da? Categoric. Poate că ceea ce diferențiază muzica nouă, muzica zilelor noastre de muzică mai veche este tocmai această paletă extraordinară de largă de alegeri pe care compozitorii le au la îndemână atunci când scriu o muzică, fie că este ea de film, fie că este ambientală, fie că este muzică savantă care să se cânte în sala de concert. Deci paleta este extraordinar de largă și în același timp și evaluările pe care publicul le face vis-a-vis de aceste muzici nu mai sunt atât de previzibile cum poate ne așteptăm. Faptul că spunem că muzica nouă este mai greu de înțeles, da, poate fi așa, dar în același timp trebuie să lăsăm credit spectatorului care, repet, are mult mai multe alternative, se poate îndrepta către diferite genuri și poate să-și aleagă din această muzică nouă acea părticică pe sufletul lui, ca să spunem așa. Aș puncta și eu această importanță covârșitoare a interpretului în contextul muzicii noi, pentru că, dacă, nu știu, în secolul al 19-lea, interpretul era tot una cu compozitorul, nu... Iată că acum avem acest binom care funcționează și care este extraordinar de important și sunt, eu știu, muzicieni de talia lui Vadim Repin, de pildă. Exact la el mă gândeam care, și eu. Și-au luat foarte în serios acest rol de promotor, de ambasador al muzicii noi, fie că ei comandă lucrări compozitorului, fie că sunt creatorii cei care vin către el și îi dedică lucrări. Iar Vadim Repin, am făcut interviu cu el, așa cum cred că ai făcut și tu, cu ocazia numeroaselor lui apariții la Festivalul Enescu. Exact. Și îmi spunea despre faptul că a cântat deja concerte de Lera Auerbach, de Sofia Gubaidulina, uh-huh, de Mark Anthony Turnage, exact, ultimul care Jamie Dillon, care l-a cântat la Enescu, exact, da, aici. Dar sub bagheta lui Horia Andreescu. Ceea ce face el foarte important este nu numai că interpretează în prima audiție aceste lucrări, dar le propune ulterior organizatorilor de concerte și le repetă pentru diverse categorii de public de câte ori are ocazia și chiar povestea că nu este nici lui ușor să facă asta, adică sunt organizatori care au la rândul lor această reticență că poate sala nu se va umple în cazul unei lucrări contemporane, dar de cele mai multe ori, folosindu-se de prestanța și de prestigiul lui, reușește și face enorm pentru muzica nouă. Interpreții, iată, avem aici unul dintre
cei mai activi campioni, interpretării muzicii contemporane. Este foarte important să fie carismatici, să umorul devine foarte Absolut. Important în acest context. Și pentru că atât umorul interpretului cât și al compozitorului, pentru că dacă reușești să-l faci pe spectator să zâmbească, eu cred că l-ai câștigat. Odată că se simte complice cu creatorul, simte că a înțeles ce a vrut să-i se transmită și totodată capătă această stare de bine, utopia, nu? Pe care, da, pe care da, o dorim Ionuț, cu toții. Că tot este aici și că nu, el nu poate să se laude, dar laud eu. S-au scris peste 10 concerte de flaut. Adică dacă el a venit cu personalitatea creația. Lui și cu putința lui, deci compozitorii au venit ca albinele la miere, ca să zic așa. Normal, da? Și e foarte important. Cum s-au scris în anii 60 concerte de clarinet pentru Aureliana Octav Popa. Cum să scriu în contemporaneitate concerte de vioară pentru Diana Moș, de clarinet pentru Emil Vișenescu și mai sunt, pentru Trio Contraste. Deci au creat pur și simplu un repertoriu care nu exista Uriaș, și care n-ar fi existat fără ei. Ascultându-vă, mă gândeam și la un alt exemplu. Tu, Monica, vorbeai de Vadim Repin. Dacă este să privim iarăși către Festivalul Enescu, ceva să vie peste câteva luni, o să avem ocazia cu toții să auzim o compoziție contemporană comandată de surorile Katia și Mariella Beck, Concertul pentru două piane de Bryce Dessner, o lucrare fabuloasă, spectaculoasă, este și o bună ocazie de a vorbi inclusiv despre despre muzica nouă în cu totul alt cu totul alți termeni, o muzică subjugantă instantaneu, care te ridică de pe scaun și te strivește în egală măsură. Eu am auzit-o chiar în premieră europeană la Filarmonica din Paris, sunt foarte fericit și iată, este compusă de, apropo de tânăra generație, de Bryce Dessner, de la formația The National. Deci ce frumoase întâlniri presupune inclusiv muzica contemporană în cu totul alt peisaj sonor decât acela al genului ermetic, adresat eminamente inițiaților, specialiștilor, unul în care trebuie să te strecori așa cu foarte multă timiditate. Nu, aici nu te strecori, aici te ia realmente precum un torent. Da, este o prejudecată că cei care nu au neapărat, nu știu, statutul de absolvenți de conservatoare prestigioase, nu ar putea să scrie la un moment dat niște lucrări captivante și care să incite imaginația publicului. Pentru că școala se poate face în mai multe feluri. Sigur că noi suntem aici adepții școlii pe care o știm, nu avem cum, așa suntem formați. Pentru noi e prea târziu, ca să spun așa. Dar școala, practic, se face în continuu. Chiar oricine și-a dat 3 doctorate continuă să învețe, continuă să se perfecționeze și continuă să fie curios la ceea ce se întâmplă. Și dacă nu caști urechile și nu ești atent la acești tineri care vin din alte zone și care au învățat parte prin alte mijloace să compună, cumva noi, cei care suntem școliți în acest fel, pierdem. Pentru că trebuie întotdeauna să fim atenți la vibrația timpului și la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și în așa fel încât să nu pierdem plutonul și să nu rămânem înțepeniți într-o chestiune care poate peste 20 de ani nu o să se mai potrivească viitorilor tineri. Adică în momentul în care, să zicem, predăm compoziție, în acel moment trebuie să, în afară că le spunem tot ce știm noi, trebuie să fim foarte conștienți că peste 20 de ani lumea se va schimba și să le insuflăm și lor această curiozitate și această atenție permanentă. Și acest simțul realității. Da, simțul realității, da. Exact. Și mai este un lucru pe care trebuie să-l luăm în calcul. Muzica este și ea oglindirea timpurilor pe care le trăim. Da. Și atunci firește că toate aceste turbulențe, toate aceste epoci turmentate și agitate din toate punctele de vedere pe care le traversăm, nu de ieri de astăzi, le tot traversează specia umană de o bună bucată de vreme, ele trebuie să aibă cumva și o oglindire în muzică. Și întotdeauna au avut-o. Tocmai. Pentru că Bach
Bach era, practic, există și acum compozitori improvizatori, care își cântă numai lucrările proprii. Bach, în momentul în care improviza la slujbă, la orgă, speria, și era ceva îngrozitor, îi se reproșa că deci este mult prea îndrăzneț. Contemporan, nu? Îi se spunea că e o carne frământată. Da, asta e citat despre Bach. Da. În momentul în care improviza, după slujbă, pur și simplu toată lumea lua foc, zice nu se poate așa ceva. Asta este mult prea rău, ăsta exemplu pe care îl dau. Mai ales că era și în biserică. Dar noi dacă auzim acum aceste lucrări, suntem familiari cu ele. Sigur, pentru noi sunt o culme a clasicului. Cum a spus Chagall cu când a pictat plafonul de la Paris, de la opera din Paris. Peste 100 de ani va fi clasic. Cum se spunea despre Beethoven. Despre Beethoven a scris un englez la 10 ani după moartea lui Beethoven, Music of a Madman. Da. Muzica lui nebun. De ce? Pentru că spărgea totul. El modula extraordinar de rapid, nu mai ținea cont de niciun fel de regulă de compoziție. Era un fel de Matrix al timpului său. Și despre fragmenta timpul, îl înfărmița în toate felurile, îl relua, îl recompunea. Deci, întotdeauna compozitorii au reflectat muzica timpului, numai că în acest moment, fiind familiar cu muzica tonală și oricum și tot ce se aude pe radiourile astea comerciale, muzici foarte, cum spunea Monica, muzici foarte tonale, canibalizând cumva tot acest peisaj sonor, dacă e să o cităm pe Speranța Rădulescu, apropo, Speranța Rădulescu, o extraordinară personalitate a muzicologiei românești, de la care prima dată în anul întâi am auzit această frază că nu doar ce se întâmplă în sala voastră de concert e totul. Ceea ce a fost pentru mine un mare șoc și un mare deschizător de ochi. A fost absolut cea care m-a făcut să ies din cutiuță și să fiu tot timpul... Da, pentru că așa era spiritul, apropo de spiritul timpului. În anii 80 era învățat ce să nu faci, nu ce să faci. Da. Exact. Da. Asta nu se face, nu acord major, nicio. Cum a venit Stroie în 74 și termină concertul de clarinet cu un re major. Toată lumea a rămas anebunit. Nu, n-a nebunit. Și care, de fapt, e absolut coerent. Adică de la primele note ar trebui să-ți dai seama că se va termina așa. Exact. Deci toată muzica, de fapt, a fost nouă la un moment dat, la momentul apariției ei. Acum este și pentru noi, publicul, un exercițiu de generozitate și flexibilitate intelectuală să fim măcar jumătate atât de noi cât este muzica pe care auzim. Așa ar mai fi o idee, foarte scurt. Există muzici de divertisment pentru consolarea sufletului și așa mai departe, pe care le asculți, devii prizonierul lor dacă îți plac. Și eu sunt prizonierul multor muzici și pe care le reascult cu mare plăcere și le-aș asculta mai pe alea. Ca și cu filmele se întâmplă. Te uiți la filme și îți place atât de mult încât vrei să de fiecare dată să-l mai vezi. Și preferi decât să vezi altul nou. La fel. Exact, și cu cărțile, peste tot. E același fenomen. Și există muzică care explorează. Explorează timpul. Constituie o provocare. Încearcă să cunoască. Deci e o modalitate de sondare a timpului și de a scoate de acolo ceva care se potrivește pe sufletul nostru. Poate că la început e inconfortabil, dar totuși la un moment dat te face să gândești, te face să și simți într-un alt fel decât ai fost obișnuit. Și lucrurile astea cred că ne ajută ca oameni, pur și simplu, că nu e așa ca să vii să asculți o muzică nouă. Nu. Este o curiozitate de a te îmbogăți pe dinăuntru și de a reuși să înțelegi mai bine realitatea în care trăiești. E, pentru că am ajuns aici, chiar aș fi vrut să vă întreb în ce fel muzica nouă, bun, vă schimbă ca interpret. Am văzut inclusiv în raportul cu compozitorii timpurilor clasice, să spunem așa. Dar ca om, cum vă schimbă? E numai prin faptul că îți creează reflexul de a și al introspecției, dar și al observării detaliilor. Asta pentru viața de zi cu zi este
extraordinar. Poți deveni, eu văd în relația mea cu studenții, devii un psiholog bun. Îi citești imediat cu o simplă privire, numai dacă le vezi reacția față de partitură, îți dai seama cam la ce nivel se află sau ce gândește. Altfel te porți cu partenerul tău, pentru că devii mult mai atent. Îi simți nevoile, îi asculți părerile. Pentru că, vedeți, o muzică clasică pe care ai studiat-o în școală, din clasa întâi până termin conservatorul, nu? Sunt ani și ani și ani în care tot cânti Bach, Mozart, Beethoven și vii așa, Debussy, ajungi până în pianiștii cântă, sper, Scriabin, Prokofiev și... Cu lucrurile astea te obișnuiești. Devin reflex și ajungi câteodată să fii chiar indiferent. Deci, raportat în viața de zi cu zi. Știi? Intervine rutina. Și muzica contemporană, în schimb, oferindu-ți atâtea posibilități de exprimare și atâtea viziuni, atâtea lumi contrastante, de multe ori în răspăr cu felul tău de a fi, te fac, într-adevăr, să te poți purta și cu cel de lângă tine și cu anturajul tău cu totul diferit. Poți, uite, sta și asculta. Uitați-vă, să știți că această seară și acest, îi spunem talk show sau cum îi spunem, discuții. Acestei discuții. Întâlniri. Discuții, nu talk show, ce știi, la țară, talk, o placă. Cred eu că va face bine oricui când o va asculta sau reasculta, pentru că am stat într-un ton calm, ne-am ascultat unul pe celălalt. Ne-am completat. Dacă vă uitați ce se întâmplă în jur, în astfel de discuții, în alte tipuri de emisiuni, unde vorbesc 10 oameni unul peste altul, toți urlă unii în alții, își adresează tot felul de invective. De ce? Pentru că ăla e subiectul. Asta își propun să facă. E un fel de știți, sunt numai un gladiator cu un animal sau cu un luptător, un singur. Sunt tot stadionul se luptă. Noi ne propunem, deci, să facem un alt fel de muzică prin această discuție. Muzica asta, oricât de complicată pare, are acest dar de a-ți schimba, într-adevăr, felul de a fi. În clipa în care nu numai că o abordezi, dar în clipa în care o trăiești și trăiești pentru muzica asta. De aceea consider, revenind așa ca o copertă la Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, după părerea mea, hai să nu exagerez să spun că e mai important, dar este la fel de important acest festival ca Festivalul Enescu, să știți. Pentru că aduce în prim plan muzica timpului nostru. Sunt creatorii în viață, în general, și cei trecuți în neființă, dar contemporan totuși cu noi. Deci, practic, îți oferă o panoramă a acestui fenomen atât de important. Fără muzică nu putem trăi, să fim serioși. După părerea mea, acest festival trebuie să capete importanță guvernamentală, de stat. El trebuie finanțat. 10% dacă ar fi finanțat din bugetul Festivalului Enescu, adică mă refer la ca dimensiune, dacă ar primi de la guvern acest festival, vă spun că ar fi ceva nemai văzut, nemai auzit, ieșit total din comun, pentru că ar avea alte mijloace în felul acesta. Partea financiară le-ar oferi organizatorilor mijloace să poată organiza extraordinar de bine. Aceste evenimente, după părerea mea, ar trebui și împachetate. Sigur, dacă vor fi mediatizate, se vor plăti reclame, cum se întâmplă pentru Festivalul Enescu, lumea va veni mai abitir, nu? Pentru că, măcar din curiozitate.
în plus poți oferi o imagine a acelui eveniment printr-un registru, eu știu, o scenografie, toate astea costă bani. Ele ar putea într-adevăr să devină o emblemă nu numai pentru țara noastră, o emblemă internațională, pentru că sunt valori mari, vă rog să mă credeți, aici în România, și aceste valori coagulează, pot aduce, unul ca Dan Dediu poate aduce niște valori uriașe ale lumii muzicale internaționale aici. Deci, cu puțin din ceea ce se vehiculează financiar prin miile de festivaluri organizate în România, acest festival ar putea căpăta o prestanță fabuloasă și este imperios necesar să se întâmple lucrul ăsta. Cred cu tărie. Da, aș vrea să întăresc ceea ce spune domnul Ion Bogdan Ștefănescu. Mă uitam de pildă la programul Festivalului Muzica Viva de la München, unde era invitată Orchestra Filarmonicii din Berlin, Kiril Petrenko, de asemenea, Pierre-Laurent Aimard, nume mari. Ce ar fi Săptămâna Internațională a Muzicii Noi cu un buget pe măsura acestor festivaluri similare din Europa? Și sigur că printre măsurile care pot fi luate pentru impulsionarea, pentru îmbogățirea publicului de muzică nouă ar fi exact acestea, sprijinirea financiară a tipului acesta de festivaluri care are inovația. Sprijinirea ansamblurilor de muzică nouă, pentru că ele nu sunt multe la număr, dar sunt foarte valoroase și fac foarte mult pentru creația muzicală românească. De asemenea, s-a vorbit aici și cred că ar fi foarte necesare aceste campanii de conștientizare și de inițiere în muzica nouă în rândul școlilor, a mediului universitar. Sigur, sună puțin utopic într-o țară în care noi regulat ne punem problema dacă muzica trebuie sau nu să fie în curicula școlară. Exact. Cred că aceste campanii de conștientizare ar trebui făcute în primul rând de la nivelul celor care sunt în măsură să ia aceste decizii. Pe de altă parte, chiar și în rândul profesorilor din învățământul primar, pentru că muzica există în curricula școlară, dar de multe ori se face atunci matematică, se face română, chiar și lucru manual, numai muzică, nu? Poate că și programa ar trebui cumva gândită în sensul de a îngloba mai multe audiții muzicale și mai puțin noțiuni teoretice care pot fi foarte, foarte abstracte pentru copii, sigur, în timp ce muzica înseamnă cu totul altceva, înseamnă un întreg univers la care copiii ar putea să aibă acces. Așadar, trebuie să ne uităm și la ce fac alte state europene pentru festivalurile de muzică nouă, cum și sunt ele sprijinite. Pentru gen, în general, da. Și cred că și biletele la asemenea evenimente ar putea fi subvenționate atunci când concertele se petrec în spații cum sunt Sala Radio sau Ateneul Român. Este greu de crezut că vei putea umple o sală păstrând același preț al biletelor ca și pentru concertele de stagiune. Ele ar trebui cumva subvenționate de stat, un ajutor pentru public și pentru creatori în egală măsură, pentru că nu știu dacă să umplem sala, pentru că spunea colegul nostru Cătălin Crețu că a fost de curând la Köln la un concert minunat dirijat de Cristian Măcelaru cu Nicola Benedetti solistă în cadrul unui festival de muzică nouă, nu a fost plină sala, dar până la urmă nu este acest lucru foarte important, dar este important să sprijinim fenomenul. Și pentru că tot am pomenit de acest festival de la Köln, prezentările care se fac lucrărilor, este bine să fie făcute și de creatori, dar și de persoane care să aducă acel plus de interes, poate venite din alte domenii. Da. La Köln, de exemplu, s-a întâmplat să fie invitat pentru a prezenta concertul un compozitor și pianist din zona cabaretului, dar care are foarte mulți fani, atrage prin umor și, iată, un soi de cârlig pentru publicul larg. Sau în festivalul Vin Modern, anul trecut, a fost invitat un artist din zona vizuală, Georg Baseliț, care a
pe de o parte, a curatoriat o un nume foarte cunoscut expoziție, de altfel în zona artelor vizuale contemporane. Deci a fost curator propriei sale expoziții la care a atașat și lucrări de Tizian, de Rubens, de Cranach și a însoțit această expoziție de o audiție permanentă cu muzica lui Morton Feldman. Deci un calup de 4 ore de muzică de Morton. Lumea se plimba prin expoziție și în același timp asculta muzică. Asta a fost, un element, iar un alt element a fost organizarea 4 seri de muzică nouă pe baza propunerilor lui Baseliț, care este cunoscut ca fiind un mare iubitor de muzică contemporană. Au fost discuții, s-a stat la un pahar de vorbă și lumea a ascultat, fiind ghidată prin acest univers al muzicii contemporane, de un artist tot din această zonă, dar nu un muzician, ci un pictor. Deci sunt multe lucruri interesante care există în această zonă și care pot să convingă publicul să vină un public mai larg din zona artelor contemporane, nu doar cel al muzicii curente. În muzică, dar și într-o discuție despre muzică, e bine să fii foarte atent și la nuanțe și atent la nuanțe fiind, Sabina, acum către finalul discuției noastre, te-am auzit în momentul în care vorbea domnul Ștefănescu despre cam unde se oprește hotarul aproape de noi la nivel de ceea ce se învață în facultățile de muzică, Prokofiev și cam atât. Și mi se pare și acesta un lucru important de subliniat, să vedem unde și cum se învață și învață viitorii muzicieni despre muzica de astăzi în cadru formal. Este foarte complicat. Sunt foarte puțini profesori, de exemplu în licee, care dau câte o lucrare de muzică, să zicem, secolul 20. Maximum la pianiști se mai dă sonata de Berg. Da. De obicei se face, dar de obicei, deși este extrem de modern, e totuși mai ușor de asimilat. Da, da, vorbim de, oricum, primele decenii ale secolului 20. Exact. Debussy, Berg, ce se întâmplă când de la 1940 eram, încoace? În anii primari de școală se mai făceau aceste concursuri Cântarea României, unde mai primeai câte o piesă scrisă. Era obligatoriu piesă românească. Era obligatoriu piesă românească și mai existau tot felul de lucrări scrise special pentru copii, practic, cred că Petculescu am cântat. Da, da, erau foarte multe lucrări de genul ăsta. Iar în facultate se face foarte puțin și bineînțeles că Ionuț face extrem de mult, pentru că are și ansamblu de flaute și toată clasa de flaut lucrează muzica contemporană. Dar nu toți profesorii fac mai e ceva. Flautul nu are așa un repertoriu bogat exact. Cum are pianul. Pianul. Deci instrumentele mai permisive... Pianiste să acopere totuși o mai mare adevărat, de concerte. Și de timpul, da, au, și n-au atât de mult timp, însă există facultăți prin Occident în care... se cântă muzică contemporană de la clasele de compoziție în mod obligatoriu și... Așa e normal. Așa ar fi normal. Deci asta ar fi o soluție foarte bună pentru colaborarea, în primul rând, între studenți de la diferitele secții. Și apoi, bineînțeles că și profesorii pot să propună... E foarte important. Profesorii. Eu am crezut că am găsit soluția. Așa. Mi-e teamă că totuși m-am înșelat, dar de făcut am făcut-o. Și sunt singurul din toată universitatea noastră care a făcut lucrul ăsta, am schimbat programa de admitere. Și am inclus o secțiune numai de muzică contemporană. În prezent am 17 compozitori. Elevul poate alege una dintre aceste 17 lucrări. Ba chiar sunt mai multe, că Dan Voiculescu e trecut... cu 10 sonate. Uh-huh. Așa că oferta e mult mai mare, toate însă pe criteriu că trebuie să fi fost tipărite, da, în mod oficial să fie nu accesibile. Accesibile, da. Bun. Și am crezut eu că în felul acesta
odată stârnesc la început teama elevilor, așa, dar și curiozitatea, nu, și că profesorii în sfârșit vor trebui să se apropie de acest tip de repertoriu. Sigur că e greu. Dacă ei n-au cântat în viața lor, poate nici nu cântă, că sunt mulți profesori, să știți, care nu cântă la instrumente, dar le predau. Dar în orice caz, tipul acesta de muzică, cu siguranță că nu l-au abordat. Deci e o tehnică cu totul specială. De aceea am pus și o muzică fără care efecte, să nu facă bravură de neapărat de efecte și, nu, măcar modal, dar da, să se obișnuiască cu un soi de gândire mai abstract decât cel cu care sunt obișnuiți în repertoriul clasic elevii și profesorii. Ei bine, am observat că majoritatea prin masterclass-urile pe care le tot fac prin universitate, că mă trimit prin țară să predau la nivelul ăsta de liceu, ei aleg să se ducă ba la Oradea, ba la Timișoara, ba la Cluj, ba la Iași, ba la, unde nu se cer lucrurile astea. Suntem, adică e mai bine să... suntem pe final. Eu mă bucur tare mult că v-am stârnit și cel mai important cred că este faptul că am stârnit o discuție poate mai amplă vis-a-vis de muzica nouă prin emisiunea pe care am făcut-o cu toții împreună astăzi. Mulțumesc din suflet tuturor pentru prezență. Și... Doamnelor și domnilor, eu sunt Marius Constantinescu, rămâneți și mai departe alături de TVR Cultural.